Republica Bulgaria. Rumen Radev a anunțat realegerea componenței adunării naționale, care va avea loc la 26 martie. Printr-un alt decret, președintele Bulgariei a numit un nou șef al guvernului, Ognjan Gerdjilkov. Cabinetul de ministri va activa până la organizarea alegerilor parlamentare anticipate și stabilirea componenței guvernului. Reamintim, la 22 ianuarie, la Sofia, a avut loc inaugurarea celui de-al cincilea președinte al Bulgariei, Rumen Radev, care a câștigat alegerile din noiembrie în 2016.